Ce poftim? Nu, eu matematica nu mai învăț. Gata cu mine. Nu-mi place matematica. Nu mai vreau să o învăț. Ira, eu mă duc până în oraș. Tu n-ai uitat că peste 5 minute trebuie să apară profesoarea de engleză și apoi peste jumătate de oră să vezi cea nouă de matematică. Eu am plecat, bine? A? Aha, aha, bine. Pa! Uf, profesoare de engleză. Deschis! Hello! Bună ziua! Cum se treaba? Cum merge engleza? Astăzi eu am luat o carte de limba engleză. Astăzi noi vom învăța tot mai complicat și mai complicat. Eu sper, Irina, că tu ai învățat tot ce ți-am dat eu pentru acasă să înveți la limba engleză. Hai să verificăm! How are you? Ce înseamnă? Traducem, te rog! Excelent! Ai cumpărat aceea! Irina, n-am înțeles. Tu vorbești la telefon la ore? Nu e voie. Repede ai luat telefonul de la ureche, l-ai stâns și l-ai pus în buzunar. La ore nu e voie cu telefon. Aha. Hii, profesoare de engleză. Irina, tu mă auzi sau nu? Ai luat telefonul de la ureche. Haide să învățăm. Așa, deschidem cartea la pagina 99. Irina, tu nu mă asculti și asculti muzică? Ai scos căștile din urechi. Eu o să-i spun mamei tale cum te porți tu la orele de engleză. Eu nu mai vreau să învăț! Gata! Duceți-vă toți de aici! Eu vreau să mă joc! Lăsați-mă în pace! Uf! Uf, ce-ți permiți să-ți faci la orele de engleză? Eu mă stărui, învăț, mă stărui să-ți aduc informații interesante ca tu să înveți, iar tu ce faci? Mai bine să ascult muzică decât să învăț engleză. Deci așa? Bine, atunci eu plec. Gata, nu mai sunt învățătoare ta de engleză. Ce copii au mers! Intrați! Să vedem ce profesor la matematică. Bună ziua! Eu sunt noua ta profesoare la matematică. Bună ziua! Eu sper că tu știi tabla înmulțirii. Dacă nu, astăzi o vom învăța împreună. Ia zi-mi, te rog frumos, în ce clasă treci? Eu trec a 4-a B. În clasa a 4-a? Bravo! Deci deja trebuie să știi tabla înmulțirii la perfecție și tabla împărțirii. Deci, haide să te întreb... Să începem cu cel mai ușor. Zi-mi, te rog, cât va fi 2 înmulțit cu 8? Cine nu mai știe? 5! Cum 5? Tu ce, glumești? E 16. Se vede că nu știi tabla înmulțirii. Poate că tabla înmulțirii cu 2 nu știi. Ia să vedem 3 înmulțit cu 9. Cel mai ușor, mi se pare. Cel mai ușor? De ce mă întrebați? Desigur că 10! Cum 10? Nu, e 27. Bine, am înțeles, tu nu știi tabla înmulțirii. O vom învăța acum împreună. Uite, 2 înmulțit cu 2 e 4. N-am înțeles, tu ești cu căștile în ureche? Scoate căștile! Mă auzi?
Alo, scoate căștile! E lecție de matematică! Of, sunt noul tău profesor, dar am așa senzație că de 3 ani învăț la tine. Adică ți-ai învăț pe tine. Of, domnicie cu capul meu. Mă bâlbui deja, Doamne ferește. Bine, mă calmez. Bine, Irina, să încercăm altfel. Uite, ieri ți-ai cumpărat o bijuterie, da? Iar azi ți-ai cumpărat 3 bijuterii. Câte bijuterii ți-ai cumpărat în total în aceste 2 zile? Cel mai ușor. De ce mă întrebați? Desigur că 10! Cum 10? Nu se primește nici cum 10. Uite, dacă adun 3 cu 1, doar se primește 4. Da? Da. Irina, tu deloc nu ești atentă la lecție. Ce faci tot acolo? Îmblețești brățări? Cum? Ce e cu tine? Nu pot să cred că am ajuns la așa un copil dezordonat. Uite, noi trebuie să învățăm matematică, iar tu ori asculți muzică, ori nu ești atentă, ori împlețești brățări. Nu e voie. Repede, ai strâns totul într-o parte și învățăm matematică. Dacă nu, eu îi voi spune mamei tale. Nu e frumos din partea ta. Of, mie deloc nu-mi place să răcnesc la copii, dar tu deloc nu ești ascultătoare. Ce poftim? Nu, eu matematica nu mai învăț. Gata cu mine. Nu-mi place matematica. Nu mai vreau să învăț. Gata, plecați de aici. Lăsați-mă toți în pace. Vreau să ascult muzică. Of, Doamne! Mă uimești, cum nu vrei să înveți matematică? Eu am venit, mă stărui ca tu să înveți matematică, că știu că nu știi matematica atât de bine. Apoi tu încă îmi zici că nu vrei să înveți matematica. Gata, e gata cu mine. Am răbdat, ți-am răbdat, dar nu mai pot să răbd. Gata, of, nu mai pot să supăr. Ce copii au mers acum, Doamne ferește, dezastru! Era ce au fost profesorii? Ce așa de repede au plecat? Au fost, mi-au spus bună ziua, hello, nimic nu mi-au explicat. Eu întrebam, ei, da, și-au plecat. Excelent, au zis că nu mai vin la noi. Ce profesor ai găsit, Ideina? Straniu, o să-i întreb eu pe ei, preces a fost tot normal? Da, eu am fost normală, asta ei, nu știu ce era cu ei. Au plecat și gata, n-au zis nici măcar la revedere. O să mă că nu mai vin. Bine, te-am auzit, Ira.